Bună seara, doamnelor și domnilor. Iertați-mă. Bine ați venit, bine ați revenit la ceea ce e ultima conferință din acest an, nu din acest sezon, a suitei Justiția Memoriei. În seara aceasta, o temă foarte generoasă pe care o putem aloca, să zic așa, subdiviziunii patrimoniului verticalității. Avem privilegiu să fim împreună cu Ian Stanomir, cel care ne va vorbi despre Iuliu Maniu și despre România demnității. Mai înainte însă, și mai înainte de a-i da cuvântul conform obiceiului casei Anei Blandiana, să spun că aceste conferințe sunt organizate în parteneriat de Fundația Spandugino și Fundația Academia Civică și că aceste conferințe sunt rodul muncii unei echipe în frunte cu Ana Blandiana și Lavinia Spandonide. Doamna Blandiana, vă rog. Vă mulțumesc. Bine ați venit din nou la noi. De data asta vreau să spun puțin mai mult, în sensul că mi se pare normal să încheiem acest an care s-a numit anul Iuliu Maniu prin hotărârea Parlamentului României, e adevărat că luată după ce trecuse jumătate din an. Noi, la Sighet, întotdeauna evocarea lui Maniu se petrece în februarie, când este într-adevăr data exactă. Ceea ce vreau să precizez este că în cadrul acestui an nu s-au întâmplat multe lucruri, în sensul că a fost doar așa o declarație politică în care, ca de obicei, o glumă de la Sighet este că suntem un bun detergent. Într-adevăr, marile nume curate din istoria noastră, și Sighetul este o sumă a lor, sunt folosite ca detergent, mai ales când se apropie campania electorală. Deci, în mod oficial, n-au existat multe inițiative. A existat însă o inițiativă la care suntem bucuroși și mândri că am fost parteneri. O inițiativă a lui Ionuț Gherasim, președintele Fundației Coposu, care a organizat cu sprijinul Bisericii Greco-Catolice și a Ministerului de Externe un șir de conferințe în principalele ambasade ale României din Europa, adică la Londra, la Viena, la Roma și la Paris, închinate lui Iuliu Maniu. Deci am vrut să se știe și în țară acest lucru, și care a fost efectiv un succes. Meritul este al Fundației Coposu, care a fost motorul întregii povești, dar în același timp am vrut și ca conferințele noastre de aici să se termine pe acest an cu numele lui Maniu, și sunt bucuroasă și sunt recunoscătoare domnului profesor Stanomir că a acceptat să revină în calitate de conferențiar pe această temă. Vă mulțumim! Mulțumim, Ana Blandiana, mulțumim, Ioan Stanomir, pentru că ești cu noi astăzi, la 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu și 70 de ani de la moartea tragică a domniei sale. Microfonul este al tău. Preasfinția voastră, doamna Ana Blandiana, doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun în primul rând că este o mare bucurie să văd că sunt din nou invitat alături de dumneavoastră. Și mulțumesc colegilor de la Fundația Academia Civică și de la Fundația Spandugino pentru onoarea pe care m-am făcut-o. Trebuie să vă mărturisesc de la început că intenția alocuțiunii mele nu este aceea de a fi o alocuțiune hagiografică, după cum nu este intenția mea de a fi o alocuțiune despre un partid politic.
În primul rând pentru că Iuliu Maniu nu cred că are nevoie de discursuri hagiografice, iar în al doilea rând pentru că, din fericire sau din nefericire, un partid care să reprezinte pe Iuliu Maniu nu mai există la această dată. Încât despre Iuliu Maniu cred că trebuie să discutăm cu luciditate, cu patriotism, cu empatie, ca și cum Iuliu Maniu aparține primul rând acestei națiuni. Iuliu Maniu s-a desprins de partidul cu care s-a identificat și a devenit de fapt al întregii țări. Și mă gândeam la aceste lucruri atunci când discutam chiar despre sfârșitul lui Iuliu Maniu. Eram la Festivalul de Istorie de la Râșnov alături de părintele Cristian Borș și de domnul Gherasim și venise vorba de această chestiune atroce a lipsei unui mormânt. Și le spuneam, și vreau să fiu bineînțeles, că e o lipsă de mormânt tehnică. În fapt, mormântul lui Iuliu Maniu este oriunde se află români, se află în inima românilor, iar faptul că regimul comunist l-a privat de un mormânt este proba supremă că până la urmă destinul lui Maniu a fost acela de a se confunda nu doar cu provincia din care a venit, ci cu întreaga țară. Încât, din acest punct de vedere, discuția despre Iuliu Maniu trebuie să pornească din perspectiva moștenirii sale, moștenire care nu se reduce astăzi, mai ales astăzi la moștenirea unui partid, ci se reduce, ce înseamnă în primul rând capacitatea noastră de a înțelege modul în care un om politic face anumite alegeri și cum aceste alegeri îl duc în cele din urmă în punctul în care alegerile sale devin alegerea supremă. Într-adevăr, a fost un an dedicat lui Iuliu Maniu, ca foarte multe ocazii comemorative imaginate de statul român a fost un semifiasco oficial, aveați perfectă dreptate. Inițiativa Fundației Icoelu Coposu a salvat ceea ce statul român oricum nu putea să salveze. S-a mai bifat un punct de pe ordinea de zi și cu aceasta oficialitățile române sunt fericite că au reușit să mai anexeze memoria cuiva și să își mai prezinte prin intermediul acestui pedigree propria lor impotență drept o reușită instituțională. Ca atare, din acest punct de vedere, mie mi se pare că trebuie să facem abstracție de acest an oficial și să înțelegem că în fiecare an, în fiecare zi, există ceva ce destinul lui Maniu ne poate spune. Despre lui Maniu, trebuie spus de la început, s-au pronunțat nu doar cei care l-au admirat, ci și cei care au fost detractori. Iuliu Maniu nu a fost un sfânt, a fost o personalitate care a ales să intre în cetate la o vârstă fragedă și a fost înconjurat nu numai de stimă, nu numai de afecțiune, ci și de uri implacabile. Și din acest punct de vedere, posteritatea lui Maniu a fost și modelată de cei care au fost ostili și au fost nume ilustre. Dacă citim memoriile lui Constantin Argetoianu, nu vom întâlni pagini binevoitoare despre lui Maniu. Dacă recitim paginile lui Constantin Stere de la începutul anilor 30, vom întâlni un portret vitriolant al lui Iuliu Maniu. Nicola Iorga nu i-a fost prieten pentru a folosi un eufemism. După 1945 lucrurile se schimbă pentru că nu mai avem de-a face cu inamici de idei, ci cu detractori a căror principală misiune este aceea de a stigmatiza și de a pregăti executarea lui. Dar dacă privim doar în perioada interbelică, trebuie să înțelegem că Iuliu Maniu a fost o personalitate care nu doar că a unit, dar și a trezit în amiciții, pentru că opțiunile sale erau uneori în răspăr vădit cu opțiunile unei părți semnificative a elitei noastre politice. E o judecată facilă și înșelătoare să credem, de exemplu, că a existat un conflict doar între Iuliu Maniu și regele Carol al II-lea. A fost un conflict între Iuliu Maniu și o întreagă elită politică care a îmbrățișat opțiunea lui Carol al II-lea și care a fost pregătită să meargă alături de Carol al II-lea până în toamna lui 1940. De aceea cred că trebuie să-l privim în primul rând pe Iuliu Maniu din această dublă perspectivă a originilor sale românești și a dimensiunii sale centrale europene. Iuliu Maniu, în primul rând, nu este nevoie să vă spun dumneavoastră, vine dintr-o provincie care are această memorie istorică a memorandismului și a memorandiștilor și Iuliu Maniu a păstrat până la capăt această încredere în posibilitatea cuvântului scris, în legalitate și cu respectul legii de a fi o contrapondere la adresa tiraniei.
Iuliu Maniu a fost un fiu al Bisericii Române Unite cu Roma și cred că alături de Iuliu Hosu a fost una dintre personalitățile în care geniul acestei provincii s-a întruchipat cel mai rotund și cel mai frumos, și alături de Iuliu Hosu a fost dat, din păcate, să parcurgă un traseu teribil, care ilustrează, de fapt, modul în care statul comunist a privit aceste două destine. În egală măsură, Iuliu Maniu este un central european. Uităm de foarte multe ori că educația sa nu a fost doar educație legată de Ungaria, a fost legată practic de Austro-Ungaria și de întreaga Europa Centrală, și de aici Iuliu Maniu a păstrat câteva dintre temele care îl vor urmări. Lecturile lui Iuliu Maniu sunt lecturile formatoare ale tinereții sale. Toți cei care l-au cunoscut au remarcat această capacitate de a fi fost matur de la o vârstă foarte tânără. Și această maturitate înseamnă, de fapt, și credința în valorile care nu l-au părăsit niciodată. Ce a preluat el de la această educație centrală europeană? Lucruri destul de puțin cunoscute și acceptate în vechiul regat. Credința în Constituție, credința în domnia legii, credința în pluralismul religios și confesional, credința în toleranța religioasă, credința în descentralizare și subsidiaritate, credința în capacitatea statului de a proteja minoritățile. Iuliu Maniu și-a făcut ucenicia politică într-un partid care, să nu uităm, reprezenta o minoritate într-un imperiu multinațional. Și această experiență de a fi minoritar într-un imperiu multinațional, cred că l-a făcut și l-a pregătit și l-a modelat pentru a înțelege că într-un stat de după 1918, misiunea românilor nu este aceea de a împila, ci de a unifica și de a oferi altora ceea ce alții nu le-au oferit lor. Cred că trebuie să insistăm pe această dimensiune centrală europeană, pentru că Iuliu Maniu a fost contemporan nu doar cu Hitler și cu Stalin și cu Mussolini, ci și cu personalități cu care a împărtășit un crez democratic și umanist. Mă gândesc la președintele Cehoslovaciei, Thomas Masaryk. Este o vecinătate explicabilă prin faptul că ambii au luptat, Thomas Masaryk cu mai mult succes, de vreme ce a și fost recunoscut de națiunea cehoslovacă prin înalta sa magistratură, pentru afirmarea acestei identități naționale în consonanță cu identitatea europeană. În fine, Iuliu Maniu cred că trebuie înțeles și din perspectiva sfârșitului său. Iuliu Maniu, la final, este un politician creștin-democrat. Alături de Ion Mihalacă, și voi mai reveni asupra acestui aspect, el ilustrează, de fapt, o primă vârstă a gândirii noastre creștin-democrate. Este o vârstă luminoasă, urmată, din păcate, de o a doua, de după 1989, care probabil va fi și ultima în istoria gândirii noastre creștin-democrate. Cel puțin din punct de vedere politic, îmi cer scuze că sunt pesimist, dar nu cred că mă cunoașteți drept un optimist decerebrat care să vorbească despre lucruri care nu se vor produce. Așadar, Iuliu Maniu a fost un gânditor creștin-democrat, a fost un practician al politicii creștin-democrate, și știm acest lucru odată din perspectiva vieții sale, care a fost marcată de devoțiunea religioasă, și în al doilea rând știm acest lucru din perspectiva propriilor sale afirmații, centrală în gândirea sa fiind insistența pe demnitatea umană. Ca atare se poate spune că Iuliu Maniu s-a aflat la răscrucea a trei mari direcții: o direcție românească, transilvaneană, o direcție centrală europeană și o direcție creștin-democrată. Și în acest punct de vedere, dacă destinul ar fi fost mai îngăduitor și mai clement cu Iuliu Maniu, Iuliu Maniu ar fi fost alături poate de Adenauer sau de Gasperi sau de Winston Churchill într-o renaștere postbelică a Europei, sau alături de Charles de Gaulle. Dar nu a fost să fie așa, încât alături de politicienii cehi, alături de politicienii maghiari, alături de politicienii polonezi, l-a intrat în purgatoriu și din purgatoriu s-a dus direct la cele veșnice, așa încât nu a mai existat nimic după aceea. Vorbind despre Iuliu Maniu, cred că trebuie să ne oprim asupra unor momente nodale în destinul său, tocmai pentru a evita hagiografia. Și pentru că suntem în prelungirea Zilei Naționale și Ziua Națională este un prilej extraordinar de a rosti în libertate elucubrații și de a urla de la tribuna Parlamentului, din păcate, e important să ne aducem aminte că 1 decembrie a însemnat pentru transilvănești și bănățeni, dar nu numai, ocazia de a elabora probabil cel mai important document din istoria secolului 20, declarația de la Alba Iulia.
Este un document în la cărui geneză Iuliu Maniu a participat direct și alături de Iuliu Hosu el se identifică în cel mai înalt grad cu el. Și aș vrea să încep evocând acest text tocmai pentru că el ni-l arată pe Iuliu Maniu de la început, astfel cum îl vom cunoaște pe parcursul întregii epoci interbelice și cum îl vom vedea la finalul său. Ce este frapant în acest document? Este frapant în primul rând modernitatea sa. Declarația de la Alba Iulie este mult mai inovatoare și mult mai sofisticată decât va fi Constituția de 1923, al cărei centenar l-am sărbătorit anul acesta. Centrală în proclamația de la Alba Iulie este această idee de demnitate umană. Ca tare se poate spune că Iuliu Maniu era chiar din acel moment un proto-creștin democrat pentru că introducea această tema demnității umane ca o punte care să permită simbioza dintre gândirea Partidului Național din Transilvania și gândirea Partidului Social-Democrat, care era și el reprezentat la 1918. Este așadar un document cu totul special în care vedem de fapt liniile față de care va rămâne fidel Iuliu Maniu întreaga sa viață. Credința în libertate, credința în egalitatea în fața legii, credința în demnitatea umană, opoziția față de orice formă de intoleranță, o anumită dedicație și o anumită încredere în capacitatea persoanei umane de a-și urmări traseul fără a fi oprimată de stat. Asta cred că a însemnat în primul rând declarația de la Alba Iulia și este o nefericire pentru această națiune, din păcate, că toate promisiunile sau o parte însemnată în aceste promisiuni nu au fost urmate în perioada de după 1918 de îndeplinirea lor. Proclamația de la Alba Iulia nu a fost doar o simplă formulă retorică. A existat și un organism cu care Iuliu Maniu s-a identificat, fiindu-i președinte Consiliul Dirigent. Consiliul Dirigent a avut o perioadă de existență efemeră, mai puțin de 2 ani. A fost desființat de guvernul Alexandru Vaida Voievod, în care membru marcant era un transilvanian ilustru, Octavian Goga. Dar Consiliul Dirigent cred că a demonstrat ceva odată pentru totdeauna, că elitele românești din Transilvania și Banat erau suficient de bine pregătite pentru a-și asuma sarcina autoguvernării, nu în afara statului român, ci împreună cu statul român. Consiliul Dirigent cred că asta a însemnat pentru transilvaneni îndeplinirea acestui principiu al subsidiarității, nu sub semnul federalismului sau regionalismului care să fi rupt țara, pentru că de multe ori Partidul Național a fost acuzat de o agendă secretă, regionalistă, criptofederalistă de ruperea României, după cum toți cei care, după 1989, s-au pronunțat împotriva centralizării, au fost denunțați ca inamici ai statului român. Această perioadă dintre 1918 și 1920 este o perioadă crucială în care Iuliu Maniu este esențial. Nu e vorba doar de proclamația de la Alba Iulia, de Consiliul Dirigent, este vorba și de încercarea de a ține, de a organiza alegeri libere și corecte în noua Românie. Și în aceste alegeri libere și corecte s-a ivit guvernul prezidat de Alexandru Vaida Voievod, marele și bunul prieten al lui Iuliu Maniu, cel de care, din păcate, Iuliu Maniu se va despărți în circumstanțe dramatice în anii 30, atunci când Alexandru Vaida Voievod va alege să urmeze calea sugerată de Carol al II-lea și să îmbrățișeze o politică xenofobă și antisemită. Este o tragedie care a rupt această extraordinară prietenie dintre doi corifei ai luptei noastre naționale din Transilvania. Or, acel cabinet este rapid eliminat, iar această eliminare a unui cabinet de coaliție și din alegeri libere și corecte indică ceva foarte important, că în România Mare moravurile electorale vor fi moravurile de dinainte de 1914, că parlamentele nu vor fi creația liberă și expresia liberă a cetățenilor, ci vor fi expresia guvernelor care sunt desemnate de suveran. Este un moment de răscruce și un moment care cred că l-a marcat pe Iuliu Maniu și a marcat pe naționalii ardeleni, în sensul că a întărit o anumită formă de neîncredere profundă în tipul de cultură politică care era dominant în vechiul regat. Ce îi ostiliza pe Iuliu Maniu și pe naționalii din Transilvania și Banat în raport de această cultură politică din vechiul regat? În primul rând, centralismul, credința că de la București putem face și desface ignorând toate provinciile și ignorând specificul lor, apoi credința că
România Mare este opera născută din baionete, nu din voința liberă a cetățenilor. Și în al treilea rând, patrimonialismul. Ideea că statul aparține partidului care se află la putere și fuziunea dintre partid și stat este ceva general acceptat. Toate aceste chestiuni le întâlnim în perioada interbelică. Nu înseamnă că perioada interbelică seamănă cu perioada comunistă sau cu postcomunismul, dar cred că o viziune lucidă nu trebuie să edulcoreze, trebuie să privim în adâncimea problemei pentru a înțelege, de exemplu, de ce comunismul nu doar că a prins rădăcini, dar a și reușit să malformeze conștiințe și instituții cu un grad de profunzime poate mai mare decât în alte țări din Europa Centrală și de. Și asta are legătură cu un rău local care predatează anul 1945. Așa se explică că în perioada interbelică Iuliu Maniu a fost, cum au observat inamicii săi, preponderent un politician de opoziție. Dar nu doar un politician de opoziție și nu al unei opoziții absurde, rigide și oarbe. Față de cine s-a aflat în opoziție Iuliu Maniu? El practic, ca să simplificăm lucrurile într-o expunere publică cu riscul vulgarizării, a fost în opoziție față de două personalități care la rândul lor s-au aflat în relații de inamiciție. A fost în opoziție față de Ion Ice Brătianu și a fost în opoziție față de regele Carol al II-lea. Prima chestiune care trebuie, cred, lămurită este această relație conflictuală și paradoxală dintre Ion Ice Brătianu și Iuliu Maniu. Departe de mine intenția de a tăgădui lui Ion Ice Brătianu patriotismul care l-a animat. Ion Ice Brătianu a fost un om care a considerat propriul său destin ca fiind destinul României și în multe puncte aceste destine s-au suprapus și au mers împreună. Dar Ion Ice Brătianu aparținea unei tradiții politice deja evocate, tradiție politică care era destul de îngăduitoare cu încălcările libertăților electorale, destul de îngăduitoare cu abuzurile administrative și destul de puțin îngăduitoare cu moștenirea pe care noile provincii o puteau aduce în acest stat al României Mari. Și atunci era evident că după reculul imediat postbelic, Partidul Național Liberal va încerca să refacă poziția dominantă care fusese afectată imediat după unire. Și din acest punct de vedere, brătienismul a fost un tip de regim și de cultură politică față de care Iuliu Maniu s-a aflat în opoziție. Ce îl mâna pe Iuliu Maniu în opoziție față de brătienism? Clientelismul, patronajul, centralismul, neopatrimonialismul și un anumit tip de brutalitate administrativă în ingerințele electorale. Toate aceste elemente l-au adus pe Iuliu Maniu în conflict direct cu Partidul Național Liberal și l-au adus, cum vom vedea imediat, în situația de a-și căuta aliați dincolo de Carpați pentru a apăra aceste principii de care era atașat. Foarte important este de clarificat și relația lui Iuliu Maniu cu Constituția 1923. Iuliu Maniu nu a fost un admirator al Constituției din 23 în momentul adoptării ei. El a reproșat adunării constituante din care s-a născut această Constituție faptul că se ivise dintr-o fraudă electorală. Și în mare măsură alegerile fuseseră manipulate și ele nu reflectau întru totul voința cetățenilor României. Dar pe măsură ce timpul a trecut și pe măsură ce acest regim constituțional imperfect de la noi era atacat, Iuliu Maniu a devenit un apărător al Constituției din 23. Ceea ce ilustrează până la urmă capacitatea lui Iuliu Maniu însuși de a-și reevalua poziția față de un document pe care inițial respinsese. Și așa se face că între 1938 și 1940, principalul reper pe care îl invocă Iuliu Maniu în lupta cu regele Carol al II-lea este chiar Constituția din 23, pe care o distruge cel care era menit să fie principalul ei protector. Apoi mai trebuie spus un lucru. Iuliu Maniu nu a fost în lupta cu Ion Ice Brătianu un adept al totalitarismului. Și aici aș vrea să aduc o nuanță. Au existat foarte mulți politicieni și foarte multe spirite care au fost ostile brătienismului. Unii au fost ostili din perspectiva democrației, cum era cazul lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache. Alții, precum Naionescu, au fost ostili dintr-o perspectivă protototalitară. Pentru că în perioada de campanie feroce împotriva liberalilor, un aliat de circumstanță al național-țărănișilor a fost Naionescu.
Găsim toate textele sale în Roza Vânturilor, culegerea editată de fidelul său discipol Mircea Eliade, în perioada în care Mircea Eliade credea în biruința mișcării legionare, cum el însuși o spunea. Și ce observăm din aceste texte? Că în vreme ce Iuliu Maniu ataca regimul liberal din perspectiva constituționalismului și cerea respectarea voinței naționale, respectarea Constituției și eliberarea națiunii de sub jugul administrativ, Nea Ionescu visa de fapt la altceva. El visa la o revoluție totalitară în care rolul principal să fie jucat de acest nou partid de mase, Partidul Național Țărănesc. Și pe măsură ce ostilitatea dintre Nea Ionescu și Iuliu Maniu s-a accentuat, observăm că în gândirea lui Nea Ionescu își face apariția o temă care va anticipa, dacă vreți, tema pe care o regăsim în teribila prefață la romanul lui Mihail Sebastian de 2000 de ani. Este tema definiției românității. Ce ne face să fim români? Și să ne întoarcem la 1918, când atunci la Alba Iulia, Iuliu Hosu și Miron Cristea erau alături unul de celălalt. Și să telescopăm această fotografie peste 10-12 ani și să observăm că în lectura lui Nea Ionescu din momentul dezamăgirii sale față de național-țărăniști, dintr-o dată cei care aparțin Bisericii Române Unite cu Roma pot fi buni români, dar ei nu pot fi români. Pentru că a fi român ține de apartenența obligatorie la Biserica Ortodoxă. Este un semn de fapt că niciodată Nea Ionescu nu a fost devotat unei idei pluraliste, constituționaliste, unei idei a demnității umane. Ceea ce l-a motivat în toate ipostazele acțiunii sale politice a fost această credință în monismul totalitar, fie de natură politică, fie de natură religioasă. Și este interesant că această campanie furibundă împotriva celor care se făceau vinovați de a nu aparține corpului națiunii este provocată de refuzul lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache de a merge pe acest drum totalitar. Fiindcă trebuie înțeles foarte limpede că în epocă 28-30 deja un anumit suflu totalitar se făcea simțit. Guvernarea lui Mussolini avea aproape un deceniu în spate. Stalin era la începuturile sale, iar în Germania criza economică deja făcea ca o alternativă de tip totalitar să fie posibilă. Din acest punct de vedere, paradoxal, spiritul viitorului era cel exprimat de Nea Ionescu. Credința în partidul de mase, credința în totalitarism și această căutare a personalității mesianice. Nea Ionescu nu l-a putut găsi pe Iuliu Maniu, pentru că Iuliu Maniu nu a fost niciodată o personalitate mesianică în sensul în care regele Carol al II-lea s-a dorit a fi. Mesianismul lui Iuliu Maniu a fost exclusiv un mesianism al domniei legii și al decenței. Ori acest tip de personalitate nu poate fi suprapus peste tipul de mesianism totalitar pe care l-a ilustrat Carol al II-lea sau Ion Antonescu. Un cuvânt despre această fuziune dintre partidele național și țărănesc. Național și Partidul Țărănesc. S-a spus de multe ori, cu precădere în istoriografia comunistă, că a fost o alianță de conjunctură, provocată mai degrabă de considerente tactice. Eu aș îndrăzni să contrazic acest punct de vedere și să argumentez că între cele două partide exista o compatibilitate de fond. Pentru că Partidul Țărănesc era în primul rând un partid al linii haretiste, iar linia haretistă de fapt ce exprima? Credința în necesitatea redobândirii demnității către țăranul român prin educație, nu pe cale revoluționară. Partidul Țărănesc, în pofida radicalismului său imediat postberic, nu a fost niciodată un partid revoluționar. Nu a fost un partid similar Partidului Agrar din Bulgaria. Nu a fost niciodată un partid care să recomande distrugerea Constituției. Statul țărănesc pe care îl promova nu era un stat corporatist sau un stat totalitar. Era un stat care vorbea despre recunoașterea rolului privilegiat al țărănimii în interiorul corpului social prin respectarea celorlalte segmente ale societății. Așa încât ceea ce a dus împreună pe Iuliu Maniu și pe Ion Mihalache a fost, cred, privind retrospectiv, această credință pe de o parte în demnitatea umană și pe de altă parte acest devotament față de cei pe care îi reprezentau. Și astfel se naște un partid care a avut un traseu foarte complicat în perioada interbelică, un partid care a fost afectat de șciziuni, un partid care a fost departe de a fi un partid monolitic, un partid care a fost expus multor încercări și un partid care, de la un punct încolo,
nu a fost în măsură să reziste cântecului de sirenă exercitat de regele Carol al II-lea către anii 37-38. Deci, cred că astfel trebuie înțeleasă această atitudine care a fost reproșată lui Iuliu Maniu de ostilitate față de liberalismul brătienist. Ajungem la un alt punct care nu poate fi ocolit, mai cu seamă de cei care sunt critici feroce ai lui Iuliu Maniu. Problema restaurației lui Carol al II-lea. Mie însumi mi se pun, pentru că am această reputație, cred eu, câștigată de apărător al moștenirii sale politice, intelectuale cu precădere, mi se pun întrebări frontale privitoare la acest moment. Și la un moment dat mă aflam chiar la masă cu profesorul Valeriu Stoica, care, mai în glumă, mai în serios, îmi atribuia două calități pe care eu le-aș refuza. În primul rând, sugera că eu nu aș crede în existența unei tradiții democratice, totalmente fals, și în al doilea rând, domnia sa credea că eu aș considera că nu există niciun fel de responsabilitate a lui Iuliu Maniu în restaurația lui Carol al II-lea. Lucrurile sunt complicate, pentru că restaurația lui Carol al II-lea vine după perioada regenței, iar regența era un regim politic care, lucid vorbind, nu putea supraviețui în România de atunci. Ca atare, în acel moment fatidic, două forțe s-au suprapus. S-a suprapus pe de o parte căutarea stabilității prin regăsirea instituției monarhice și pe de altă parte a apărut acest factor teribil prin consecințele sale și malefic, aș întâlni să spun, al restaurației carliste. Iuliu Maniu și național-țărâniștii au acceptat restaurația lui Carol al II-lea, dar nu au fost, cred eu, printre entuziaștii carlismului. Entuziasm al carlismului a fost Naionescu, entuziasm al carlismului a fost Mihail Manoilescu și urmăriți-le traiectoria în perioada interbelică. Ambii sunt legați de Partidul Unic. Mihail Manoilescu a scris una dintre primele cărți în limba franceză despre Partidul Unic. Este un elogiu deșanțat al totalitarismului. Restaurația lui Carol al II-lea a fost un episod sordid pentru că ea a însemnat într-un fel și o mini-lovitură de stat. Să nu uităm rolul pe care o parte a armatei l-a jucat în acel moment și să nu uităm că regele Carol al II-lea s-a autoproclamat într-un fel suveran, deși inițial discuția privea un loc în regență. Ceea ce poate Iuliu Maniu și colegii săi nu au realizat că regele Carol al II-lea avea din acel moment propria sa ideologie politică. Și Iuliu Maniu a supraestimat capacitatea sistemului nostru politic de a îndigui voința destructivă a lui Carol al II-lea, voința sa totalitară. Iuliu Maniu a crezut și s-a înșelat, ca să o spunem foarte direct și brutal, în puterea cuvântului dat. Și a crezut că disciplina privată și disciplina publică pot fi impuse acestui suveran. Ceea ce Iuliu Maniu nu a înțeles decât destul de târziu este că acest suveran era în primul rând un om politic. Și ca și Naionescu și Mihail Manoilescu, era un om politic al timpului său. Un om educat, un om amoral și un om dedicat cu trup și suflet unui singur obiectiv, acela al înrăturării regimului constituțional pe care el îl socotea a fi un corset care îl lega pe el și nu-i permita să remodeleze națiunea. De aici cred că și ambiguitatea acestui moment. Restaurația este începutul traversării deșertului pentru Iuliu Maniu, pentru că s-a văzut destul de limpede că interpretarea acestui act constituțional era foarte diferită la cei doi oameni politici. Pentru Carol al II-lea, restaurația însemna instaurarea sa ca stăpân, ca voievod, se și intitula voievod al culturii, în vreme ce pentru Iuliu Maniu problema era a unei negocieri constituționale, Constituția fiind fundamental un pact și nu o dispoziție unilaterală. Și de aici apare această teribilă tensiune care va marca anii 30. Inutil să vă spun, este un fapt cunoscut de toți cei care au o minimă cunoaștere a perioadei interbelice, că din momentul restaurației lui Carol al II-lea, Iuliu Maniu devine precumpănitor un politician de opoziție și nu numai atât, devine un politician ale cărui declarații vor fi cenzurate. Este foarte interesant că pentru a căuta perspectivele lui Iuliu Maniu asupra carlismului și pentru a înțelege miezul intelectual al declarațiilor sale,
trebuie să ne adresăm, de exemplu, dosarelor aflate în posesia siguranței și transferate ulterior la CNSAS. Este un fapt care aruncă un alt fel de lumină asupra României interbelice. România interbelică nu a fost doar România mare, ci a fost și România antisemitismului, România poliției politice, România pogromurilor și România delațiunii. Astfel că anumite reflexe din perioada comunistă au fost cu siguranță anticipate de aceste reflexe din perioada interbelică. Și dacă observăm dinamica politică de până la 1938, observăm cum treptat Iuliu Maniu se desparte de o parte dintre prietenii și aliații săi politici. Despărțirea cea mai însemnată va fi despărțirea de Alexandru Vaida Voievod, care e despărțirea de o parte a elitei care făcuse unirea. O anumită răceală se instaurează și se instalează, iertați-mă, și între Iuliu Maniu și Ion Mihalache, pentru că Ion Mihalache va fi președinte al Partidului Național Țărănesc și va încerca zadarnic să se acomodeze cu cerințele suveranului, și se desparte în momentul în care apare guvernul Goga Cuza și în perioada loviturii de stat, de o parte dintre cei care ilustraseră un crez democratic. Mă gândesc la Mihai Ralea. Mihai Ralea, înainte de a fi colaboraționistul comunist de mai târziu, este un intelectual distins, unul dintre cei care a criticat de pe poziții ale lucidității derivele dreptei radicale. Dacă citim astăzi textele lui Mihai Ralea dedicate lui Petre Pandrea din prima sa perioadă, vom descoperi cât de profund era spiritul lui Mihai Ralea și nu putem decât să deplângem lipsa de corespondență între inteligență și caracter în cazul lui Mihai Ralea. Este o pierdere pentru cultura românească că lichelismul a triumfat în cazul lui Ralea asupra imensei sale inteligențe. 1937 este un alt moment care cred că nu poate fi ocolit, mai cu seamă dacă nu vrem să facem hagiografia unui om politic. Este vorba de alegeri și de atât de discutatul pact de neagresiune electoral între Partidul Național Țărănesc, Mișcarea Legionară și alte partide. Nu a fost doar un pact încheiat între aceste două partide. Cu siguranță că între Iuliu Maniu și Mișcarea Legionară a existat un abis pe care l-a evidențiat Iuliu Maniu însuși în momentul imediat următor semnării acestui pact de neagresiune electorală. Mișcarea Legionară a fost, prin propria sa voce a capitanului Zela Codreanu, un partid dedicat înnoirii totalitare și răsturnării alianțelor noastre tradiționale cu Franța și Marea Britanie. Ori, ceea ce Iuliu Maniu reafirmă este că pe plan intern el este adeptul democrației constituționale, iar pe plan extern este inamicul oricărei forme de revizionism. Și să nu uităm, pentru a limpezi lucrurile, Nicolae Titulescu este invitat de Partidul Național Țărănesc și revine în România pentru a fi candidat la acele alegeri. Dacă Iuliu Maniu ar fi fost pregătit să fie un aliat de conjunctură al legionarilor, acest gest nu ar fi fost niciodată făcut. De atunci și până în 1947, linia de politică externă pe care a apărat-o Iuliu Maniu a fost linia titulesciană. Și faptul că îl găsim în boxa acuzației în 1947 alături de eminenți diplomați arată de fapt că niciodată Iuliu Maniu nu s-a abătut de la această linie. 1937 a fost un an extrem de complicat și e de meditat la faptul că primul guvern care introduce măsuri antisemite este guvernul prezidat de poetul pătimirii noastre, Octavian Goga. Aici se vede încă o dată cât de complicate sunt căile destinului, dar doar aparent, pentru că Octavian Goga și istoricul Răzvan Pârâian a scris o carte foarte importantă despre Goga, sacerdotul națiunii. Octavian Goga a avut încă de vreme, de dinainte de 1914, puncte de vedere care îl pregăteau pentru această adeziune la dreapta radicală. Nu este un accident faptul că Octavian Goga a fost un promotor al antisemitismului. Octavian Goga participa la un curent central european al antisemitismului și Europa Centrală, să nu-l uităm pe Karl Lueger din Viena, era un creuzet în care s-a născut antisemitismul modern. Așa că poziția lui Octavian Goga trebuie înțeleasă și faptul că regimul lui Carol al II-lea s-a folosit pentru a lichida democrația noastră imperfectă de doi transilvaneni,
de Octavian Goga și de Patriarhul Miron Crista arată cât de complicate sunt aceste percepții colective asupra provinciilor. Cred că Iuliu Maniu ilustrează o parte a spiritului transilvanean, după cum derivele lui Octavian Goga ilustrează această parte nebuloasă, parte tulbure, pe care o vom găsi și în timpul perioadei ceaușiste, în clipele în care naționalismul acesta tribal va face apel la temerile față de revizionism și va invita la unitate în jurul conducătorului. Repet, pot părea considerații jignitoare la adresa lui Octavian Goga, dar cred că orice persoană cu capul pe umeri trebuie să facă distinția între poetul care își încheiase cariera la primul război mondial și politicianul care își începe cariera după 1918 cu o vocație balzaciană de rastiniac de a ajunge cât de sus posibil. A ajuns sus, foarte sus, după care s-a prăbușit și prăbușirea sa era un semn al tipului de politică care urma să vină. Următoarea etapă, care este probabil, poate printre cele mai bine documentate în cariera lui Iuliu Maniu, este perioada 38-40. Este perioada regimului de autoritate regală, însemnând în primul rând perioada guvernării încredințate Patriarhului Miron Crista. E într-adevăr un episod bizar care ilustrează până la ce punct biserica, dacă își abandonează busola etică, poate fi luată captivă de cei care temporar se află în frunta ei. Și cu aceasta cred că este singurul comentariu decent pe care îl pot face asupra unui episod care îl dezonorează și pe patriarh și dezonorează și biserica ortodoxă și dezonorează și pe cei care, membri ai bisericii ortodoxe fiind, s-au opus acestui regim și au apărat libertatea. Și iertați-mă încă o dată brutalitatea, francheța, dar cred că trebuie ca în perspectiva timpului să dăm cezarul ce al cezarului și să separăm grâul de neghină. Iuliu Maniu este în această perioadă, trebuie spus foarte limpede, un om politic care se găsește izolat, pentru că în jurul lui Carol al II-lea se creează un consens. Un consens generat pe de o parte de temerea față de ascensiunea mișcării legionare și pe de altă parte un consens generat de un anume tip de disponibilitate de a accepta despotismul ca o formă de guvernare. Despotismul și cultul personalității sunt două dintre racilele care vor intra acum în viața publică și nu vor dispărea niciodată. Iuliu Maniu, în această perioadă, ca politician de opoziție într-un regim autoritar, se confruntă cu probleme radical diferite de cele de până atunci. Problema cenzurii, absența unei posibilități de asociere liberă cu colegii de partid. Să nu uităm că toate partidele politice sunt formal înlăturate, sunt formal dizolvate. Sigur, ele funcționează în semiclandestinitate, dar, încă o dată, toate cuvântările publice ale lui Iuliu Maniu sunt practic anexate unui fond documentar pe care îl compilează Siguranța Statului, compilează, de fapt, poliția politică gândită și orchestrată de Carol al II-lea. Dar dincolo de aceste alocuțiuni care sunt cenzurate și recenzurate de către autorități, rămâne ceva. Și rămâne ceva care nu are nimic de-a face cu ceea ce în epocă s-a spus că ar fi fost cheia ostilității lui Iuliu Maniu față de Carol al II-lea, respectiv problema Elenei Lupescu. A reduce critica democratică a lui Iuliu Maniu la problema Elenei Lupescu este a jigni memoria unui om politic care a avut o anvergură europeană. Nu Elena Lupescu este cuiului PP, la iertați-mi problema, exprimarea neacademică, ci tipul de regim. Pentru că pe măsură ce se înaintează către anul 1940, se produce, dacă doriți, un moment de clarificare doctrinară și critica antitotalitară a lui Iuliu Maniu și a colegilor care aleg să rămână alături de el este din ce în ce mai clară. Și avem un memorandum pe care ardelenii și bănățenii îl înaintează suveranului. Evident că suveranul va alege să-l ignore. Dar acel memorandum este de fapt ce? Este de fapt reiterarea principiilor de la 1918. Centrală în economia acelui memorandum este ideea de mandat încredințat de națiune la 1918. Cei care au primit un mandat la 1918 pentru libertate și pentru Constituție și pentru demnitate și pentru domnia legii nu pot asista impasibil la confiscarea guvernării de către un regim despotic. Și aici se vede modernitatea și caracterul vizionar
al lui Iuliu Maniu. Era la ușor să fii în consonanță cu timpurile tale. Să nu uităm câți dintre europeni nu erau totalitari la 1938-1940. Câți dintre europeni nu credeau că mântuirea se face numai prin stat, se face printr-o religie politică care este de fapt ce? Expresia ultimă a înrobirii omului și a tăgăduirii demnității umane. Ori Iuliu Maniu se află printre foarte puținii, alături de Dinu Brătianu, apropo de relația sa cu Partidul Național Liberal, alături de Mihail Fărcășanu, alături de Grigore Tepopa, care înțeleg că supunerea oarbă față de stat nu este decât începutul sclaviei. Acest text al memorandumului este un text care ar merita studiat în orice facultate de științe politice și în orice facultate de istorie. Este un text de o limpezime clasică, în care apar formulări care ar merita reținute de cei de astăzi. Se vorbește acolo despre măreția piramidelor și despre suferințele care se află în spatele acestor piramide și despre luxul faraonic și despre despotismul care se servește de strivirea omului. Se vorbește acolo despre bunul plac și despre arbitrariu, despre sugrumarea Constituției și a vieții libere. Toate aceste principii vă puteți imagina cât de izolate erau în acel moment. Un moment în care democrațiile imperfecte încetaseră aproape să mai existe în Europa Centrală. Cehoslovacia nu mai exista, Austria nu mai exista, Polonia urma să fie sfâșiată teritorial și nu uitați că Polonia și Ungaria erau state quasi-totalitare de aproape un deceniu. Ori în acest context este această voce care, într-adevăr, este o voce izolată. Nicolae Karandinova spune despre Iuliu Maniu că a fost asemenea unui Frank Tiror sau asemenea unui biciclist care s-a încăpățânat să meargă cu bicicleta prin glot și noroi. Da, pentru că mulți dintre români au crezut că regele Carol al II-lea, ca și apoi mareșalul Antonescu, le vor oferi o cale de salvare și că în acest pact faustic cedarea libertății va fi calea spre mântuirea colectivă. Iuliu Maniu nu a încetat niciodată să critique acest regim de pe cu totul alte poziții decât legionarii. Să nu uităm un fapt pe care iarăși tindem să-l ignorăm din rațiuni de pudibonderie patriotică. România a fost victima unui teribil război civil în perioada 38-40. Un război care a însemnat asasinarea de prim-miniștri, asasinarea de conducători de partide politice și asasinarea de oameni care au fost lăsați să putrezească pe stradă de stat. Aceasta este România interbelică la finalul ei. Este o fotografie teribilă, înspăimântătoare. Și foarte puțini oameni politici au salvat onoarea într-o epocă în care rinocerizarea, ca să folosesc expresia ioneștiană, era regula. Și nu doar rinocerizare teoretică. Este bucuria de a-l vedea pe semenul tău exterminat. Este o politică schmittiană a exterminării și a rupturii. Acest tip de politică a triumfat în România și în Europa. Și împotriva acestei politici s-a ridicat Iuliu Maniu și de aceea Iuliu Maniu a fost atât de izolat. Iar în 1940, când s-a produs abdicarea lui Carol al II-lea, Iuliu Maniu a reiterat un principiu. Este una dintre ultimele sale declarații politice de dinainte de regimul național legionar. Sunt pentru regimul constituțional, sunt pentru separația puterilor, sunt pentru domnia legii. Acestea nu sunt fantasme, nu sunt himere, nu sunt declarații scrise pentru a fi produse ulterior. Sunt texte care sunt datate atunci și care aparțin acelui moment. Și încă o dată să suprapunem două fotografii, să suprapunem aceste declarații în favoarea domniei legii cu Piața Națiunilor Unite, unde la adăpostul portretului colonelului Zela Codreanu, sute de mii de români omageau un mort care fusese criminal și se închinau la o religie politică dementă. Așa arăta România în toamna lui 40. Este o imagine terifiantă. La fel de terifiantă ca și imaginea comunismului. Practic, în decurs de un deceniu, sub portretele se vor schimba, dar ceva va rămâne neschimbat, religia urii. Este înspăimântător să înțelegem prin câte ne-a fost dat să trecem, pentru că demnitatea umană
a fost ignorată în numele acestei idolatrii a statului și a statului totalitar în particular. De aceea cred că din momentul 1940 lupta pe care a dus-o Iuliu Maniu capătă o dimensiune aproape tragică, pentru că este o luptă dusă împotriva unei istorii care nu mai poate fi oprită. În perioada Antonescu avem iarăși acest recurs la practica memorandistă. Li s-a reproșat conducătorilor partidelor democratice numite istorice, pentru că timpul lor trecuse, de aceea li s-a spus istorice, nu din alt motiv, că au încercat să răspundă regimului de autoritate al mareșalului Antonescu cu texte. Dar cu ce putea răspunde un om politic lipsit de armată, lipsit de poliție, lipsit de orice altceva decât de verbul său, cu ce putea să răspundă Iuliu Maniu, cu ce putea să răspundă Dinu Brătianu, decât cu texte, prin care să reamintească că voința mareșalului nu era singura voință din acel moment. Cu ce puteai să te opui în acel moment isteriei antisemite și demenței colective în care România se cufundase? Dar cred că era esențial ca în acele momente, mai cu seamă în acele momente, voci ca ale lui Iuliu Maniu să se afle și să formuleze niște adevăruri pe care românii doreau cu obstinație să le ignore. Și au ignorat aceste adevăruri până în momentul în care au fost până la gât în sângele victimelor lor. Și asta a fost holocaustul pentru români. Ignorarea principiilor demnității umane și cedarea față de ispita teribilă și mortală antisemitismului. O ispită împotriva căreia și astăzi trebuie să ne ridicăm, pentru că sub alte forme ea este alături de noi și cu alte argumente la fel de insidioase caută să sucească mințile oamenilor și să-i îndemne spre crimă. Și ajungem la momentul 44. Iarăși un moment asupra căruia au fost proiectate foarte multe lumini contradictorii. Inutil să vă spun că el a fost momentul întemeietor pentru era ceaușistă a comunismului nostru, momentul insurecției antifasciste și antiimperialiste. Dincolo de butaforie, acest tip de interpretare a rămas și este de ajuns să vedem cu câtă tenacitate sunt date spre revizionare filmele epocii pentru a înțelege cât de mult rău a făcut această propagandă. A subestima puterea propagandei este o greșeală fatală, mai ales în epoca TikTok, unde această propagandă pe care dumneavoastră poate o socotiți infantilă și datată istoric, este mai activă ca niciodată. Și unde antoneșcianismul, antisemitismul, legionarismul, ceaușismul înfloresc în aceste pastile care au darul de a penetra gândirea umană și de a o infesta cu locuri comune teribile. Deci actul de la 23 august a fost pentru această parte a politicienilor românci care aveau să triumfe momentul lor de glorie. Dar ce a fost pentru Iuliu Maniu momentul 23 august? Cred că el a fost un act al autenticei restaurații. Restaurația acelei ordini politice care urma să fie una mai apropiată de principiile de la 1918. Dar de această dată, această restaurație se producea pe un fundal care nu mai era modelat doar de români. Și încă o dată, deja din perioada războiului, Iuliu Maniu înțelesese că o anumită tectonică a plăcilor istorice este pe cale să ne afecteze. Iuliu Maniu nu a fost din întâmplare pregătit să se apropie de emisarii britanici pentru a se opune regimului antoneștian. Nu este întâmplător faptul că în toate demersurile diplomatice îi găsim pe cei care sunt apropiați de Iuliu Maniu. Dar ca și polonezii, care au încercat să-și facă propria lor insurecție doar spre a fi zdrobiți de sovietici, căutările lor nu puteau să fie încununate de succes. Suntem ca într-o tragedie în care deja sfârșitul personajelor era scris. Și tot ceea ce personajele pot face este să-și ducă rolul cu demnitate până la capăt. Pentru că deja convenția de armistițiu era semnul protectoratului sovietic. Convenția de armistițiu anula în termeni constituționali legea fundamentală din 23 și o înlocuia cu samavolnicia sovietică. Nu a existat, contrar mitologiei populare, niciun fel de trădare spectaculoasă ulterioară.
a existat doar o realitate geopolitică, înaintarea armatelor sovietice pe un teritoriu pe care l-au ocupat. Împotriva acestui tăvăluc totalitar, polonezii, cehii, românii, slovacii, bulgarii erau în imposibilitate de a reacționa. Iar singura lor reacție era reafirmarea unor adevăruri. Este aceasta o luptă sinucigașă? Iată una dintre cele mai delicate întrebări ale epocii. Este cumva în perioada 44-47 mai bine să adopți tactica tătăreștiană a acomodării? Sau este util ca în ordinea pragmatică să pierzi, dar să-ți salvezi onoarea ta și onoarea națiunii, precum a făcut Iuliu Maniu? Cred că răspunsul la această întrebare este limpede. Oricât de generoși ar fi fost politicienii noștri în acomodarea totalitarismului, totalitarismul mai devreme sau mai târziu avea să-i devore. Gheorghe Tătărescu, care nu era un om lipsit de calități politice, a încercat până la capăt să desfășoare această acrobație politică. Și e de notat faptul că pe anumite segmente politica lui Tătărescu era, aveau dreptate comuniștii să o spună, una reacționară, pentru că Tătărescu încerca să salveze ceea ce lui părea că mai poate fi salvat: proprietatea, un anumit grad de independență al economiei și o anumită formă de autonomie a politicii noastre externe. Dar deja în momentul în care ghilotina cade și grupul tătăreștian este expulzat, este limpede că și această strategie de acomodare este o strategie perdantă. Și atunci tot ceea ce mai rămâne este să ne întoarcem la modul în care Iuliu Maniu s-a raportat la comunism. El s-a raportat la comunism precum alți politicieni creștini democrați din Europa. S-a raportat ca la o formă de tăgăduirea demnității umane, a libertății și constituționalismului. Nu a fost nevoie de nu știu ce elaborări sofisticate intelectual pentru a vedea că în cele din urmă comunismul înseamnă abolirea tuturor elementelor fără de care demnitatea umană nu poate exista. Cum s-a opus Iuliu Maniu comunismului? S-a opus cu aceleași arme cu care s-a opus carlismului și antoneștianismului. S-a opus cu cuvinte. S-a opus cu recursul la lege, s-a opus cu recursul la principii. Acestea au fost armele sale. Veți spune, este naivitate. Eu aș răspunde, este demnitate. Este unica formă pe care poți să o îmbrățișezi când ești confruntat cu o forță teribilă a statului. Și știm acest lucru iarăși în aceste documente cenzurate și din notele atent elaborate pe care deja poliția politică comunistă le ținea în marginea lui Iuliu Maniu. Și am să vă fac o mărturisire. Am avut și eu curiozitatea să mă uit pe aceste dosare informative dedicate Partidului Național Țărănesc în perioada 45-47. Eu nu sunt un admirator și nici un cititor fervent al dosarelor de securitate, pentru că găsesc în ele acea odoare, acea duhoare sordidă care îmi amintește de comunism. Ce găsim în acele dosare? Găsim de fapt turpitudinea umană. Găsim informatorii care se vând pe un pumn de arginți pentru a le spune comuniștilor ce? Ceea ce era evident pentru toată lumea. Că Iuliu Maniu își pregătește partidul pentru rezistență și că în perspectiva fraudării alegerilor se pregătește pentru o rezistență de durată. Nu o rezistență armată, nu știu ce, comploturi rocambolești. Era nevoie de atâția informatori în jurul lor pentru a afla ceea ce Iuliu Maniu însuși spunea limpede, că nu este ținta ostilizarea Uniunii Sovietice, dar în egală măsură ținta sa nu este a accepta transformarea României într-un protectorat sovietic. Este atât de greu să vedem dincolo de notele informative un adevăr care ține de natura elementară a conflictului dintre democrație și totalitarism? Este nevoie să pătrundem în toate aceste dosare pentru a vedea lucrul evident, că poliția politică comunistă s-a servit de slăbiciune, de lașitate, de ticăloșie pentru a edifica un munte de minciuni prin care să justifice propria sa utilitate?
Nu e nevoie de nu știu ce note informative subtile pentru a-l înțelege pe Iuliu Maniu. Da, să știți că e o lectură terifiantă și neliniștitoare, pentru că acolo descoperi intimitatea, descoperi modul în care intimitatea este încălcată, intimitatea este invadată. Și sunt note care își vor dovedi utilitatea în perspectiva înscenării de la Tămădău. Pentru că pe baza acestui travaliu informativ s-a ajuns la înscenarea din iulie 1947. Alegerile din 46 sunt de o limpezime care nu putea scăpa oricărui ochi lucid. Este vorba practic de înfruntarea dintre un stat care este deja partid stat și un partid care aproape că știe că nu poate beneficia de o victorie la urne. Eu cred că nu trebuie să-l subestimăm pe Iuliu Maniu și nu cred că avem dreptul să subestimăm înțelegerea sa în privința noii ordini care se ridica. Și aceasta înseamnă că pentru oameni ca Iuliu Maniu sau Mihalache era limpede că mai devreme sau mai târziu acest regim va utiliza tactici la care nici carlismul, nici antoneștianismul nu recurseseră, respectiv exterminarea fizică. Și așa ajungem la cea din urmă fotografie pe care o mai avem de la Iuliu Maniu, fotografia de la procesul său. Și acolo, spre deosebire de lăturile pe care le-a confecționat poliția politică comunistă, avem de-a face cu documente care își au povestea lor și simbolismul lor. Cine se află în boxă la sfârșitul 47, într-o țară în care nominal suveran era regele Mihai I, dar de fapt suveran era Petru Groza și erau Petru Groza și colegii săi de coaliție. Ce vedem? Că în boxa acuzaților se află nu doar un partid politic, se află un regim și o politică externă. Ce ies? Care este principalul cap de acuzare împotriva lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache? Trădarea de țară și încercarea de a submina ordinea populară. Pe cine vedem alături de Iuliu Maniu în această boxă? Vedem reprezentanții acelei românii pe care regimul comunist dorea nu doar să o elimine, ci să o șteargă din memorie. Și mai vedem un lucru foarte important. Vedem un om politic care își asumă până la capăt destinul. După 30 de ani de la 1 decembrie, este același Iuliu Maniu. S-a schimbat doar vârsta, dar claritatea ideilor este aceeași. Puținele fragmente filmate care ne-au parvenit de la acel proces arată imensul contrast dintre ură și seninătatea celui care știe că oricum pe drumul pe care a apucat nu va mai exista întoarcere. Par cuvinte găunoase și totuși nu sunt. Pentru că și din textele publicate în epocă de la acel proces se poate observa că Iuliu Maniu nu a negat niciodată opoziția sa de fond la adresa regimului comunist. Iuliu Maniu nu a fost, cum au sugerat unii, agent al serviciilor secrete britanice. Nu cred că ne-l putem imagina pe Iuliu Maniu în postura lui James Bond. Nu cred că asta l-a definit. Nu cred că era nevoie să fii agent britanic pentru a crede într-o Românie care să fie demnă și liberă. Și asta este ultima imagine. Imagine care regăsim alături pe Iuliu Maniu și pe Ion Mihalache. Și cred că această solidaritate trebuie reținută. Aș face o paranteză. Ion Mihalache a fost de multe ori ridiculizat pentru portul său. A fost privit ca un fel de politician de operetă care își purta portul pentru a culege voturi. Ion Mihalache nu făcea parte din categoria lui George Șimion și a Dianei Șoșoacă. El nu venea din subteranele internetului și din subteranele serviciilor secrete. Ion Mihalache a fost de la începutul carierei sale de învățător și până la final un om care a crezut în demnitatea umană și în dreptul populației rurale de la noi de a fi tratată ca altceva decât o vită de povară. Asta nu este o idee de extremă stângă. Asta este o idee creștin-democrată, demnitatea umană. Și Ion Mihalache a rămas fidel, deși, cu siguranță, și știm acest lucru,
diviziunile dintre aripile naționale și țărănistă urmau să fie exploatate de acești agenți informativi ai regimului comunist. Despre finalul lui Iuliu Maniu nu putem decât să avem dovezi indirecte. Și sunt foarte multe relatări care pot fi sau nu credibile. Ceea ce știm cu siguranță, cum vă spuneam și la început, este că Iuliu Maniu nu are un mormânt. Dar întrebarea este, atunci când a atins un grad de contopire cu destinul țării pe care a iubit-o, mai este nevoie de un mormânt? Eu cred că nu. În momentul în care te-ai contopit cu țara pe care nu ai iubit-o doar declarativ și pe care ai servit-o până la capăt, mormântul tău este în toate inimile celor care te pomenesc. Și ne putem doar imagina teroarea, frica și groaza celor care au asistat în noiembrie 47 la acest proces politic. Proces care a fost judecat de aceiași militari care condamnaseră pe inamicii regimului Antonescu. Putem doar să ne imaginăm sentimentele românilor în clipa în care au văzut soarta rezervată celor care, într-un fel, vorbeau numele lor. Și cred că trebuie să ne cerem iertare, noi cei de astăzi, pentru lașitatea celor de atunci. Nu putem cere acestei națiuni să fi fost o națiune de eroi suicidari, dar măcar o lacrimă, un sentiment, o durere puteai să încerci în clipele în care acești români exemplari erau supuși unui martiriu. Despre cei care s-au bucurat și care au cerut executarea lor, nu am să rostesc niciun cuvânt, pentru că aceia aparțin crezului totalitar cu care noi suntem și vom fi în conflict. Dar pentru oamenii obișnuiți care au fost covârșiți de frică, nu putem decât să ne cerem iertare că atât le-a permis conștiința lor și că vor merge dincolo de mormânt cu povara de a fi fost lași în momentul în care tot ce aici se cerea era pur și simplu să fie copleșiți de acest moment. Noi cei de astăzi avem privilegiul de a nu fi fost confruntați acum cu aceste alegeri. Vedem confruntați cu alegeri mult mai reduse din perspectiva încărcăturilor etice câte lichele avem în jurul nostru. Putem doar să ne imaginăm câte lichele au fost atunci, câți lași și câți oameni care au spus, în definitiv, unii mor, alții trăiesc, țara merge mai departe. Întrebarea este care țară? Care țară? Nu orice țară a mers mai departe, ci o țară care s-a numit Republica Populară Română și mai apoi Republica Socialistă România. Și de pe ruinele acestor țări am încercat noi să reclădim după aceea o Românie liberă. Și aș încheia spunând că paradoxul face ca sub această generație de pigmei politici de acum să se fi împlinit aspirațiile celor care aveau o exemplaritate etică la care ei nu au sperat nicio, nu ar putea să viseze. Pentru că această prosperitate pe care mulți o batjocoresc, acest echilibru al alianțelor de care beneficiem, această posibilitate a religiilor de a se manifesta în fine libere de dictatul ateismului de stat, toate aceste lucruri se produc acum, când suntem conduși de personalități mediocre, dar regimul pe care îl avem nu e un regim mediocru. E un regim pe care merită să-l apărăm pentru că este infinit preferabil oricărui alt regim. Trebuie să facem distinția între mediocritatea celor care se află temporar în frunta țării și importanța principiilor pe care noi trebuie să le apărăm. Nu este Constituția lui Klaus Iohannis, nu este Constituția lui Marcel Ciolacu, este Constituția noastră, ci trebuie să fim devotați apărării acestor principii. Pentru că în perioada interbelică, prăbușirea a început în momentul în care încrederea în democrație a încetat să mai locuiască în inimile celor care erau apărători ei. Așa că Iuliu Maniu nu mai este actualmente legat de vreun partid politic. Și a spune că este și privilegiul său. Iuliu Maniu poate fi revendicat, metaforic vorbind, de toți cei care sunt în căutarea unui reper al demnității umane. Este ca și Ion Mihalache, o personalitate care a dovedit că poți să nu trișezi,
că a nu trișa este poate cel mai important act. Și că la un moment dat, în fața altui judecător decât cel de aici, vei da seama de toate turpitudinile vieții tale. Iuliu Maniu cu siguranță a crezut în existența acestui judecător suprem și probabil că, sigur că în momentele de încercare, s-a pregătit nu pentru întâlnirea cu călăii săi, ci pentru întâlnirea cu acest judecător suprem și acest pas l-a transformat în altceva, l-a transformat din politicianul care poate făcuse alegeri eronate, poate că subapreciase potențialul malefic al lui Carol al II-lea, ca să dau un exemplu, l-a transformat în cineva care a luat asupra sa, prin sacrificiu, tocmai lașitatea celor care alegeau să tacă bine mersi în vreme ce compatrioții lor erau martirizați. După cum unii au tăcut în anii 40, când evreii au fost martirizați, considerând că martirizarea evreilor este o formă naturală de patriotism. Solidaritatea cu barbaria este ceva ce asemeni ciumei, ciumei camusiene, revine și bate la porțile cetății, fie sub forma național-socialismului, fie sub forma antisemitismului, fie sub forma comunismului. Și dacă porțile cetății se deschid, nu mai există scăpare. Șobolanii vor purta acest virus al molimei și nimeni nu va mai scăpa. Iar cei care scapă își închipuie zadarnic că mai sunt cei de dinainte. România de după moartea lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache nu mai este România de dinaintea morților. Cei care au tăcut văzând aceste tragedii au devenit implicit complicii arhitecților acestei orori. Mulțumesc foarte mult! Felicitări, Ioan Stanomir. Cred că sunt cele mai numeroase aplauze continui după o conferință dintre toate cele de până acum și bine meritate. A fost un regal, a fost un mod extraordinar de a marca anul Iuliu Maniu. Știți formatul nostru, nu schimbăm nimic, când lucrurile merg bine. Urmează momentul de dialog. Dialog, sper eu, autentic, nu încă o conferință într-o conferință. Vă invit să puneți întrebări sau să formulați observații critici, dacă e cazul, într-o formă civilizată. Cristian Șoimaru, mai întâi. E greu să nu folosești cuvinte mari după asemenea prezentare. V-am urmărit de multe ori. Și chiar am scris într-o postare pe Facebook mai devreme că dintre toate prezentările dumneavoastră a fost cea mai plină de emoție, de pasiune. Și avem nevoie de așa ceva, pentru că pe lângă elocința și informațiile deosebite pe care le aveți, avem nevoie să știm că mai putem pune suflet. Două lucruri trag eu concluzie din ce spuneți dumneavoastră. Câtă nevoie ar avea România de oameni cu profilul, cu valorile, cu crezul politic, cu busola politică al Iuliu Maniu și pe de altă parte, cât de imposibil e în contextul actual să mai avem astfel de oameni. Dar uitându-mă la ce scrie acolo și citatul doamnei Blandiana, cred că am putea spune că justiția și memoria nu e doar o formă de justiție, memoria e și o formă de educație și o formă de verticalitate. Și vă rog frumos să continuați cu acest exercițiu de memorie, pe care l-a fost și astăzi și în toți acești ani prin scrierea dumneavoastră, pentru că s-a văzut cum la unison o sală a vibrat. Mai sunt în România oameni care n-au făcut compromisul și care nu și-au pierdut cu totul busola. Și vocea dumneavoastră este o voce foarte importantă pentru noi, chiar dacă viața politică ne-a rezervat ceea ce ne rezervă. Mulțumesc frumos numele meu. Eu vă mulțumesc, dar vreau să clarificăm niște lucruri. Mie nu-mi plac laudele, cu atât mai mult cu cât altora li se cuvin. Noi, cei de astăzi, avem foarte puține de făcut pentru a fi decenți. Ajunge doar să nu fim indecent de ticăloși. Alții au avut mult mai multe de pătimit. Ei sunt repere, nu subsemnatul. Adică eu am avut privilegiul de a cunoaște oameni ale căror vieți au fost efectiv distruse. Și viețile lor au fost distruse pentru că într-un moment al biografiei au admirat și au fost solidari cu aceste personalități pe care le-am evocat.
A fost și anul Monica Lovinescu, da? Interesant de observat că statul român a fost mai preocupat de Constantin Bălăceanu Stolnici decât de Monica Lovinescu. Corect. Adică incorrect, corect observația. Monica Lovinescu nu a fost da, nu cred că a fost înconjurată în momentul trecerii la cele veșnice de vreo solidaritate și de vreo emoție a statului român. Nu cred că ne putem închipui cum este să știi că mama ta moare din pricina ta. Nu cred că este ușor să-ți părăsești țara fără gândul de a mai putea revedea. Nu, să ne gândim și la Elisabeta Riza, să ne gândim la Iul Hosu, să ne gândim la Nicolae Steinhardt. Acelea sunt repere. Să ne gândim la Liz Voinescu, lor li se cuvin laudele. Să ne gândim la doamna Ana Blandian. Adică este o formă de indecență să accept eu laude când pentru lucruri de curaj unii au plătit cu viața, iar alții în timpuri mai noi au fost îndepărtați de la uneltele lor de scriitor. Adică noi suntem astăzi supărați că nu a trecut o zi fără să postăm o tâmpenie pe Facebook. Dar alții cum se simțeau în momentul în care încetau să fie scriitori? Și oricine a scris vreodată un rând știe că dacă ei unui scriitor uneltele lui l-ai strivit. Adică oarecum se simțea Osip Mandelstam la finalul vieții lui recitând poezii la capătul lumii. Cum se simțea? Se simțea strivit? Poate. Da, poate că se simțea și învingător. Deci acelea sunt reperele și cred că nouă ni se cer foarte puține lucruri. Deși în privința celor de astăzi, Iuliu Maniu nu s-a ivit dintr-un miracol al destinului. El a venit pe un sol pregătit de anumite secole. E greu să reproduci miracolul. Miracolele apar din muncă trudnică, din efort, din lucru de generații. Politicienii de astăzi au apărut și ei din munca trudnică de generația comunismului. Asta este România de acum, domnule Șoimar. Nu știu dacă ne place sau nu, dar noi atât putem și cu acești oameni modești, mediocri, imperfecți pe care îi avem în fruntea statului, am reușit totuși să ajungem unde poate că nu am fi sperat să ajungem. Sigur, să fii condus de Corneliu Coposu e una, să fii condus de cei de astăzi este cu totul altceva. Țineți minte ce sentimente de admirație fraternă au avut românii față de Corneliu Coposu în 1990. Pe Ion Rați au încercat să-l sugrume cu papionul, să vadă dacă papionul este un instrument. Obișnuiesc să dau acest exemplu studenților care râd cu hohote. Mie mi se pare că nu e nimic de râs în a încerca să spânzuri cu papionul pe cineva care a plecat din România pentru a servi țara. Nu mi se pare nimic de râs că Iuliu Hosu a fost martirizat de colegii lui într-o credință. Nu mi se pare nimic amuzant în asta. Nu mi se pare nimic amuzant că noi românii am privit cum a fost distrusă Biserica Sfânta Vineri. Eram foarte mic și mi-aduc aminte cum oamenii aveau un sentiment de traumă cosmică văzând prăbușirea acelei minunății. Bun, nu este ceva extraordinar judecând după standarde occidentale, dar pentru cât am putut noi aici? Adică, acestea au fost traumele față de care noi am reacționat sau n-am reacționat. Faptul că s-au dărâmat biserici în această țară, în vreme ce întâi stătătorii bisericii, ale cărei biserici erau demolate, nu au protestat cu suficientă vigoare, e o temă de reflexie. Despre enoria și lor, ce le puteam cere? Priviți imaginea din anii 80 cu Bucureștiul. Este un oraș de o dezolantă sărăcie, un oraș al cenușiului. Asta a fost România. Deci vă așteptați ca din această Românie să iasă... A ieșit Corneliu Coposu și regimul FSNi s-a ocupat să-l trateze cum se cuvine. Dar să fim totuși mulțumiți, putea să fie mult mai rău decât a fost. Da, preasfinția sa, Mihai Frățilă. Da, mulțumesc că, bine, pe lângă faptul că totuși trebuie admis latura vibrantă a mesajului și ca să nu mă pierd în lucruri care într-adevăr sunt deplasate, aș vrea doar să clarificați, pentru că suntem totuși confruntați cu
o nostalgie lacrimogenă, din păcate, fiindcă există și dialogul dintre generații unde cei mai în vârstă se simt deposedați de ultima șansă de a striga încă o dată dreptatea. Să ne detaliați de ce e necesar să nu rămânem în jurul unui asemenea personaj ca Iuliu Maniu la o simplă agiografie. Și din păcate în anii 90 după aceea s-a făcut această detașare între agiografii, unde se pierdea de fapt ceea ce de fapt a fost mesajul conferinței dumneavoastră, și în a doua chestiune, pentru că s-a văzut lucrul ăsta cât de greu, odată că era un eșafodaj al minciunii care și-a atins scopul în a-i discredita pe acești oameni chiar și după eliberare, nu credeți, venind în sensul acesta al întrebării, că cei tineri au nevoie de această detașare față de agiografie pentru a fi completată cu sensul acestui tip de a detalia personalitatea unui personaj istoric, și care să-i ajute să asimileze un mesaj moral pe care, din nefericire, constatăm că generația celor de astăzi au greutatea de a asuma acest mesaj pe care tocmai l-ați evocat. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult! Vă voi da un răspuns care vă va face cu siguranță impopular, dar îmi asum acest risc. Tipul de abordare pe care eu refuz să-l îmbrățișez este tipul de abordare al Lucii Hosolongii din Memorialul Durerii. Cei care mă cunosc știu că este maximul de mărturisire pe care pot face. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, apropo de hagiografie, la nuanțe. Și să fim foarte atenți la amestecul dintre păcat și redemțiune. Nu toți cei care au fost în închisorile comuniste merită să fie memorializați. Ne închinăm în fața suferinței lor, dar nu-i facem modele. E o nuanță foarte importantă. Lucia Hosolongin a fost exponenta unui tip de hagiografie care a fost, poate, exact, mă feream să fiu atât de... o continuare de pe alt versant a cântării României. Noi nu avem nevoie de cântarea României victimelor. Avem nevoie, cum spuneați, de o înțelegere nuanțată și lucidă a acestor interacțiuni. Avem nevoie să înțelegem de ce, de exemplu, personalitățile politice din perioada interbelică rare ori au colaborat și rare ori au găsit numitorul binelui comun. Avem nevoie să înțelegem ce a motivat un sprijin electoral atât de dramatic dat Mișcării Legionare, ce i-a mânat în luptă pe cei care au îmbrățișat cauza legionară. De ce Mișcarea Legionară a fost, ea și nu Partidul Comunist, adevăratul partid revoluționar al epocii interbelice? E nevoie să înțelegem de ce românii au acceptat asasinatul ca o formă legitimă de exprimare publică. E nevoie să te întrebăm de ce un juriu întrunit într-un oraș de provincie l-a achitat pe Corneliu Zelea Codreanu pentru asasinatul prefectului Manciu. Acestea sunt marile întrebări. E nevoie să ne întrebăm ce îi mâna pe acei români care, nu doar din oportunism, se adunau sub portetul lui Codreanu și se închinau într-o formă smintită și monstruoasă de religie politică. Acestea sunt întrebările. Iuliu Maniu cu siguranță a avut propriile sale erori de judecată și o anumită subestimarea potențialului Carol al II-lea este probabil una dintre erorile care pot fi imputate. Poate că și pactul de neagresiune în condițiile de atunci nu a fost o idee atât de inspirată, cu toate că el a fost însoțit imediat de clarificările necesare, dar inamicii au exploatat acest lucru.
Dar Iuliu Maniu nu a fost un sfânt. Iuliu Maniu a fost un politician creștin-democrat care, asemenea marilor politicieni creștin-democrați de secolul 20, se remarcă și prin erorile lor, nu numai prin împlinirile lor. Așa trebuie să-i acceptăm. Hagiografia, asta ne împiedică să facem, să înțelegem că aceștia erau oameni, nu erau sfinți. Nu operăm în registrul sfințenii, operăm în registrul alege-o de fiecare zi și încercăm să înțelegem de ce poate erorile lui Iuliu Maniu sunt mai ușor de acceptat decât erorile contemporanilor săi care s-au soldat cu abandonarea tuturor principiilor demnității umane. Gândiți-vă la Iuliu Maniu și Alexandru Vaida Voievod. Alexandru Vaida Voievod era personalitate stelară a mișcării de emancipare națională. Dar dincolo de asta s-a ascuns ceva ce a devenit treptat vădit. Antisemitismul. Alexandru Vaida Voievod nu s-a reinventat brusc ca președinte al Frontului Românesc. El, din perioada în care era ministru de interne, îi proteja pe legionari, socotindu-i ca o forță anticomunistă a tineretului. Iată o temă de reflexie. De ce unii politicieni interbelici au fost pregătiți să sprijine barbaria îndreptând-o împotriva compatrioților lor evrei? Și o temă de întrebare pentru zilele noastre. De ce unii români continuă să creadă că forța ocultă a evreilor este în spatele tuturor lucrurilor? În privința celor de astăzi, preasfinția voastră, cei de astăzi au liberul arbitru. Dacă noi credem în demnitatea umană, credem și liberul arbitru. Liberul arbitru înseamnă posibilitatea de a face bine, posibilitatea de a face rău, posibilitatea de a tăcea și posibilitatea de a vorbi. Cei de astăzi sunt și ei foarte diferiți. Nu cred că trebuie să operăm cu categorii. Sunt cei de astăzi care, sunt fascinați de pastile de pe TikTok și asta este toată viața lor, și sunt cei care aleg să se raporteze la alte principii. Repet, este o societate criticabilă, dar este o societate care ne permite nouă să apărăm niște principii. Pentru că acesta este paradoxul suprem în această societate imperfectă de astăzi. Principiile perfecțiunii morale, religioase pot fi exprimate în libertate. Asta nu era permis, culmea, nici în perioada interbelică, pluralismul religios nu era foarte prizat de politicienii noștri. Hagiografia înseamnă, să trecem cu vederea faptul că Mircea Eliade îl prefațează sau îl postfațează pe Naionescu și îl socoate un îndreptar. Dincolo de acel cred în biruința mișcării legionare, eu cred că a te lega de Naionescu este o declarație încă și mai limpede decât a scrie poate un text jurnalistic oarecare. Bun, farmec, domnul Dan Grigore evoca farmec, cu sigur, și Voland avea farmec. Sigur, da, vedeți, mie mi se reproșează că întotdeauna sunt critic și neîndurător cu cei de dinainte, uitând că și ei aveau opțiuni. Da, dar nu toți au fost precum Naionescu. Mihai Rala, până în momentul prăbușirii sale morale, exprima puncte de vedere pe care noi astăzi ni le putem asuma fără niciun fel de ezitare. Grigore Tepopa nu a fost un rinocer, dimpotrivă. Mihail Fărcășanu, Alice Voinescu, Nicolae Steinhardt, cred că sunt câteva nume care ilustrează faptul că noi avem o tradiție. Vorbind de liberal, Dinu Brătianu este o personalitate, din păcate, prea puțin evocată, și faptul că s-a stins în condițiile atroce alături de Iuliu Maniu ilustrează de fapt ce? Că în cele din urmă aceste două partide dezunite s-au unit prin faptul că au găsit acest numitor comun al suferinței și al patriotismului. Dinu Brătianu e o personalitate
atât de impresionantă tocmai prin faptul că Dinu Brătianu era legatul ultim al brătienilor, era cel din urmă. Și cel din urmă a făcut ceea ce niciun brătian nu făcuse până el, a murit pentru țara lui. Eu cred că este poate cel mai curajos dintre brătieni, cel mai curajos dintre frați, gândiți-vă la 80 de ani și peste, să intri în închisoare știind că nu vei mai ieși de acolo. Și asta au făcut-o atâția, nu? Încât, nu știu ce mai e de spus pe lângă acest, adică cine poate înțelege cum este să fii închis la 80 de ani sau cum este să fii canonit o viață întreagă pentru crezul tău religios sau politic, nu știu, e greu de spus. Cine are înclinații antisemite nu va fi speriat de un pogrom. Poți să-l arăți 100.000 de imagini cu antisemitismul și ei vor rămâne marcați de teoria protocoalelor înțelepților Sionului. Este un dialog cu niște monștri care nu au empatie, sunt sociopați. Asta este. Antisemitismul este o formă intelectuală de sociopatie cu care, din păcate, nu prea poți să ai dialog. Și eu personal refuz dialogul cu acești oameni pentru că nu, față de acești oameni nu e nevoie să avem un dialog, e nevoie să ridicăm o baricadă ca acești oameni să nu învingă atâta tot. Mai e ceva, după părerea mea, în această postură. Este o intervenție a nenumitului. O veșnică intervenție a nenumitului sub diverse forme. O religie a urii, găsirea unor țapi spășitori, veșnica vină a evreului din totdeauna. Sunt încercări ale diavolului, ale nenumitului din perspectiva credinței, religiei. Cel puțin eu așa cred. Sunt forme de ispită, de tentație. Că îi spunem totalitară, că îi spunem de ură, de rasă, de ce vreți. Sunt forme de ispită pe care le încearcă mereu. Mereu își reînnoiește uneltele, ca să spunem așa, și le pune la bătaie pentru coruperea omului. Omului din fiecare dintre noi. Asta e părerea mea. Da, mai avem acolo o intervenție. Și domnul Dunca după aceea. Mulțumesc, Mircea Mărșan în numele meu. A spus mai devreme despre faptul că Iuliu Maniu nu are un mormânt. Iuliu Maniu are un mormânt la Bădăcini, din păcate acest mormânt este gol, ceea ce nu înseamnă că în conștiința publică Iuliu Maniu n-a rămas. Ce vreau să subliniez este, ați atins foarte multe aspecte ale personalității Iuliu Maniu. Poate că ar fi trebuit să insistați puțin pe corectitudinea politică a Iuliu Maniu. Maturitatea lui politică s-a format încă din perioada antebelică și este foarte important să ținem cont de faptul că Iuliu Maniu a activat într-o perioadă în care societatea era destul de divizată. Ceea ce se înțelege prin erori s-ar putea înțelege prin niște decizii pe care nu putea să le ia decât în așa fel. Ce vreau să amintesc și să subliniez aici este că după 100 de ani se vorbește despre Iuliu Maniu. Se fac conferințe, există bulevard de Iuliu Maniu, există monumente dedicate lui Iuliu Maniu, ceea ce înseamnă că Iuliu Maniu a rămas în conștiința publică și înseamnă ceva pentru noi. Și foarte scurt vreau să spun că astăzi s-a inaugurat bustul Iuliu Maniu în Camera Deputaților. Este aici domnul Liviu Petrina, pe care îl felicit pentru această inițiativă. Și este important că personalitatea lui Maniu nu este uitată. Mulțumesc! Bun, acum permiteți-mi să fiu puțin malicios. Eu cunosc destul de bine bulevardul Iuliu Maniu și cred că nu este exact genul de bulevard pe care Iuliu Maniu l-ar fi dorit legat de numele lui. Eu merg des cu metrou, sunt pedestru, nu patruped, biped, încerc eu să fiu, și cunosc bulevardul Iuliu Maniu, cunosc frumusețile acestui bulevard, e un bulevard tipic ceaușist. Domnule Dan Grigore, și eu sunt ceaușist, adică nu sunt născut în epoca lui Iuliu Maniu. Le mai spun studenților totuși, nu sunt atât de matusalemic încât să fi fost contemporan cu perioada interbelică, așa că mi-e mai aproape bulevardul Iuliu Maniu. Adică problema nu este... Geografic și geologic.
Nu, lăsând gluma la o parte, există modalități caricaturale de a omagia o personalitate și există formele autentice prin care amintirea cuiva este păstrată. Faptul că avem un bulevard odios arhitectural care este botezat Iuliu Maniu, faptul că avem un bulevard la fel de odios botezat Corneliu Coposu, și au Mihalache, o altă... Chiar și Mihalache, stau pe Mihalache. Da, bun, e... Bun, repet, iar eu cred că trebuie să fim un pic mai prudenți pentru că există forme și forme și eu nu știu ce ar fi trebuit să... Iuliu Maniu nu cred că a fost acuzat că ar fi acumulat averi colosale. Ca și brătienii, asupra lui nu a planat niciodată vreo acuză de corupție. Ca și în cazul brătienilor, anturajul a fost mai puțin luminos. Este cazul afacerii Skoda. Acolo, într-adevăr, se poate discuta. Dar, ca și brătienii, Iuliu Maniu a fost dedicat un ideal al binelui public și în cazul tuturor brătienilor și în cazul lui Maniu și în cazul lui Mihalache, cred că acuzele de corupție îndreptate împotriva lor ar fi o formă de indecență. Corupția interberică e un subiect mai delicat și cred că modul în care s-au realizat anumite averi în perioada interberică este cel puțin la fel de bizar ca și modul în care s-au realizat averile în comunism, în postcomunism. Adică Malaxa, Max Auschwitz și alți industriași au avut niște cariere hollywoodiene, foarte rapide, fulminante, întemeiate de obicei pe contracte cu încredințare directă, pe contracte cu statul și asta. În general, mie mi s-a mai reproșat că sunt așa destul de pornit împotriva regelui Carol al II-lea. Unii mi reproșează că sunt pornit împotriva antisemitismului și mă bănesc aș fi evreu. Trebuie să spun că nu am acest privilegiu de a fi evreu, sunt născut la Focșan, toată lumea. Asta e imperfecțiunea mea, călcâiul la chin. Nimeni nu-i perfect, exact. De acolo vin eu și nu mă ascund. Cu Carol al II-lea cunosc personalități care sunt foarte dedicate unei priviri mai îngăduitoare. Eu n-am rostit aici un epitet de tipul incult sau barbar. M-am referit doar la faptul că regele Carol al II-lea, ca un politic, a avut o filozofie totalitară. Iar dacă este nevoie să adăugăm ceva, în exil, regele Carol al II-lea a fost cel puțin la fel de dizolvant în acțiunea sa ca și în țară. Totuși să nu uităm că este un om care și-a detronat propriul său copil și care era pregătit în exil fiind să-l detroneze încă o dată cu sprijinul sovieticilor. Sunt date certe care indică că la un moment dat sovieticii erau pregătiți să-l folosească pe Carol al II-lea. Întrebarea mai neliniștitoare este ce a putut vedea în acest om politic Nicolae Iorga. Cum a putut Nicolae Iorga, acest geniu nestatornic, să îl idolatrizeze, pentru că între el și Carol al II-lea putem spune că a existat o legătură de afecțiune. Dintre toți politicienii pe care regele Carol al II-lea i-a folosit, Nicolae Iorga probabil a avut acel colțișor de afecțiune fiind profesorul din tinerețe al suveranului și dacă îi citești textele din epocă dedicate lui Carol al II-lea, nu poți să nu observi că există în această chimera lui Nicolae Iorga o formă de afecțiune autentică față de Carol al II-lea. Tragedia este că această afecțiune față de Carol al II-lea l-a și costat pe Nicolae Iorga viața. Romain Rolland spunea că nu contează pe cine iubești, ci doar cum iubești. Da, eu am dat acest exemplu pentru că este... Vreau să vă fac o mărturisire înainte să... În epoca comunistă s-a făcut un film foarte iubit de compatrioții noștri, Actorul și sălbatici. Și acolo este și un fragment în care apare regele Carol al II-lea, apropo de caricaturizare.
regele Carol al II-lea în dialog cu cineva care este probabil Naionescu, dar este rebotezat Guță Popescu. Comuniștii aveau acest gust al jocului cu numele. Și acolo este exact tipul de caricatură în care eu nu voi cădea niciodată. Carol al II-lea este cineva care e îmbrăcat așa ca un fel de văduva veselă, un fel de personaj în Franțe Lehar, are un pahar de whisky din care se tratează permanent, înjură, e nervos și pare așa o combinație între un interlop și un personaj de operetă. Carol al II-lea nu a fost nici interlop, nici personaj de operetă. A fost un om cu o educație solidă, cu un talent oratoric autentic și un ispititor. Un om care a reușit să atragă de partea lui personalități, fiindcă vorbim de trădări. Armand Călinescu l-a părăsit pe Iuliu Maniu pentru Carol al II-lea. Mihai Rala l-a părăsit pe Iuliu Maniu pentru Carol al II-lea. Și în cazul ambilor, alegerile au venit cu un cost. Armand Călinescu a intrat într-un angrenaj din care n-a mai putut ieși, și a fost victima unui asasinat politic, iar Mihai Ralea, subtilul eseist democrat, a devenit ministru al muncii și ne-a rămas de la el imaginea lui în uniforma Frontului Național, salutând cu salutul fascist. Ceea ce mie mi se pare teribil în această poveste a lui Carol al II-lea este că el ispitește, duce în dezastru și nenorocire, după care viața lui are așa o alură de roman de serie B, They Lived Happily Ever After. El și cu iubita inimii sale. Asta spune foarte mult despre personaj și spune foarte mult, ca să fiu precis constituțional, despre conduita politicienilor noștri, pentru că un suveran britanic a încercat să aibă o căsătorie morganatică. Iar Stanley Baldwin, care este judecat teribil de mulți astăzi pentru a fi fost un partizan al conciliatorismului, este de fapt cel care l-a silit să abdice. Întrebarea este de ce Stanley Baldwin a putut face acest lucru, iar la noi politicienii au tolerat nu dezordinea viața privată, ci o dezordine în viața publică. Pentru că vorbim de Carol al II-lea și de Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a fost batjocorit de Carol al II-lea în perioada prim-ministeriatului său. A fost o caricatură. Întrebarea este de ce oamenii politici acestei țări au acceptat să fie actor în această piesă. Cred că avem un răspuns, pentru că unii au acceptat să fie actor și în piesa jucată de Ion Antonescu, regizată de Ion Antonescu, după care unii s-au grăbit să schimbe costumele și au ieșit pe scenă când regizorii erau Gheorghe Gheorghe Udese sau Nicolae Ceaușescu, iar unii, precum Petru Dumitriu, au căutat să apară și Ion Iliescu pentru a mai își înstruna odată lira și a încerca să facă uitat imensul lor păcat. Da? Știu, dar este lira unui geniu. Lira unui geniu, totuși. Domnul ambasador Teodor Dunca. Domnule profesor, deși nu vă plac laudele, eu totuși vreau să vă felicit pentru foarte interesantă conferință, ar fi foarte multe de discutat, dar timpul este scurt și eu vreau să punctez numai un anumit aspect. Am avut privilegiu să fiu, nu pot să zic apropiatul lui Corneliu Coposu, dar să fiu în preajma lui în mai multe momente și la un moment dat el a povestit un episod extrem de interesant și anume că Iuliu Maniu, venit de la Viena, unde știm că a păstrat ordinea, nu intru în amănunte, e un alt capitol, a venit la Arad, unde era întrunit, cred că se chema Consiliul Național Român, sau mă rog, ce nume avea atunci, și unde erau fruntașii români, ortodoxi și greco-catolici din Ardeal, care se preconiza că va avea loc unirea și au lucrat și au produs un draft, deci o schiță de declarație pentru unire. Ori, această schiță conținea anumite condiționări, neonim, dacă. Condiționări pe care eu le consider, ardelean fiind eu, nimeni nu-i perfect, justificate într-un fel. Într-un fel, fiindcă suntem două provincii cu
un istoric diferit, cu civilizație diferită, până în ziua de astăzi se poate vedea, da, iarăși e altă discuție. Așa, deci erau condiționări. Vine Iuliu Maniu de la Viena, foarte tânăr atunci, să facem o socoteală, 17 plus 18, 45 ani avea sau așa ceva, și ia acest draft și taie tot ce este condiționare și ceilalți acceptă. Ce spune un mare autolog? Zice, este un act de dragoste unirea asta, nu este o pertractare oarecare și nu se face cu condiții. Extraordinar, sublimă chestie. Acum, ce vreau eu să spun este faptul că fără să studiez din diferite momente, deși sper să mai recuperez documente, arhive, nu știu ce, acest lucru nu prea se spune, deci nu este nicăieri menționat. Sau poate că este asta, vreau să vă întreb, că dumneavoastră ați făcut o documentare serioasă, sunteți de meserie. Ați găsit acest episod? Bun, discuțiile privind condiționarea unirii au fost niște discuții delicate, pentru că s-a produs o accelerare a istoriei, nimeni nu era pregătit în 1914, 1915, 1916 pentru unirea cu România. Ceea ce unii au fost pregătiți să accepte, cum era Alexandru Vaida Voievod, era autonomia pe criterii etnice în interiorul Imperiului, este proiectul lui Franz Ferdinand. De asemenea, a existat o condiționare implicită a unirii din 1918. Declarația de la Alba Iulia cuprindea acele principii pe baza cărora viitorul avea să fie clădit. În memorandumul din 1938, Iuliu Maniu face referire la acele principii și remarcă faptul că ele au fost încălcate constant de statul român. Centralizarea, dacă îmi permiteți să fac o completare, centralizarea este ceva ce nu a văduvit doar Transilvania și Banatul de energiile lor. Să știți că prima victimă a centralizării a fost Moldova. Eu cred că centralizarea este un lucru teribil pentru că lipsește provinciile de viața lor locală. Și eu cred că, indiferent de locul unde ne-am născut, principala dimensiune a patriotismului este dragostea de locul nașterii tale. Acela dintre noi care își reneagă locul nașterii sale, își reneagă identitatea. Oricât de modest, oricât de neatractiv, locul de unde te-ai ivit este locul care, vorba formației Phoenix, ți-a dat nume. Și ei ne-au dat nume și noi trebuie să ducem numele lor mai departe. Adică centralismul, domnule ambasador, nu a fost experimentat de ardeleni și bănățeni decât de la 1918 încolo. Primii care l-au experimentat pe spinarea lor au fost moldovenii, cărora la 1859 li s-au promis niște garanții de păstrare a identităților politice, iar garanțiile au fost uitate. Curtea de casație nu a mai fost dată și cândva Ionel Todoreanu observa că el însuși trebuie să părăsească Iașul spre a se alătura Bucureștiului. Paranteză fie spus, Ionel Todoreanu a avut o parte de sublim melancolic, dar a avut și o parte mai puțin luminoasă, pentru că există un roman, eu nu am ales din anumite rațiuni să nu-l comentez vreodată, dar dacă l-aș comenta nu i-ar și spre cinstea lui Ionel Todoreanu, Tudor Ceaur Alcazi. Este un roman din anii războiului și în care Ionel Todoreanu nu este Ionel Todoreanu din Masa umbrelor și din Întoarcerea în timp. Pentru că, vedeți dumneavoastră, moldovenii au această parte de melancolie, dar au și o responsabilitate istorică pentru nașterea antisemitismului. Să nu uităm că fieful politic al lui Acecuza era Iașul, iar în Iași antisemitismul odios era cu valoare de circulație. Deci, vedeți, dragostea față de provincia din care ne naștem nu trebuie să ne orbească. Octavian Goga a fost ardelean. Horia Sima a fost de asemenea din partea dumneavoastră de țară. Nu există provincie fără păcat. Toți suntem imperfecți pentru că România este imperfectă. Dar nu-i mai puțin adevărat că statul român ar fi fost inspirat să înțeleagă că provinciile care se uneau la 1918 puteau să-i ofere mult mai mult. Și aș încheia evocând opinia unui social-democrat, George Grigorovici. Este un om politic uitat, din păcate. Astăzi era social-democrat bucovinean, era austro-marxist. Și în două, da, nu era Ion Iliescu, nu era Marcel Ciolacu, era austro-marxist.
Astăzi, dacă spui austromarxist, e ca și cum ai spune marțian. Nu mai contează, dar pe vremuri era un cuvânt care te plasa într-o companie selectă. Totuși, austromarxiștii erau poate cei mai inovativi dintre gânditorii de stânga a Europei Centrale. Și George Grigorovici, care era austromarxist, exact în linia demonstrației dumneavoastră merge. România Mare nu este un stat constituit printr-o expansiune teritorială a vechiului regat. Este un stat nou în care toate provinciile ar merita să fie recunoscute de părți constitutive. Cum a sfârșit George Grigorovici, inutil să vă spun. Cum au sfârșit-o și Ion Fluieraș, Iosif Jumanca, Eftimie German și alții. Adică eu cred că trebuie mai cu seamă în preajma lui 1 decembrie să remarcăm un lucru. La 1918, unitatea nu a fost doar interconfesională, ci a fost și o unitate politică. Acolo nu au fost doar întâi stătătorii ortodoxilor și greco-catolicilor, au fost și oameni care aparțineau de Partidul Național și de Mișcarea Social-Democrată. Iar acești social-democrați pe care îi găsim în Transilvania și Banat sunt de fapt cei care au ilustrat o linie pe care stânga românească nu a putut-o exploata. Pentru că ceea ce a izbândit a fost bolșevismul. Nu uitați, este și cazul lui Dobrogeanu Ghera. Bietul Dobrogeanu Ghera s-a pomenit cu statuia distrusă după 90, pentru că niște vandali habar n-au avut că autorul Neo-Iobăgii era un revizionist și un mare spirit, un om care a venit în această țară, prigonit de ohrana țaristă și și-a găsit o patrie. Și a devenit unul dintre mari stiliști ai limbii române. El care nu avea limba română ca limbă maternă. Iată că eu cred că în aceste momente trebuie să omagiem oameni ca Dobrogeanu Ghera, ca Juman, ca George Grigorovici, pentru că ei arată de fapt de ce actualii social-democrați sunt niște politicieni care nu-și onorează. Înțeleg că ei la un moment dat, din când în când, ritualic se mai și leagă de trecutul lor și scot de la naftalină pe toți acești oameni, îi curăță așa și îi pun pe masă, ascunzându-se în spatele lor, știți? În spatele lui Dobrogeanu Ghera îl descoperi pe Liviu Dragnea, ceea ce e o impietate față... Da, nu știu ce vă surprinde, dar așa s-a procedat. Dacă îl anexezi pe Dobrogeanu Ghera, nu-l dezonorezi totuși. Eu nu știu care mai este gradul de interes al lui Dobrogeanu Ghera în tinerele generații, nu știu că eu nu discut cu studenții mei pe această temă, dar bietul Dobrogeanu Ghera a fost retipărit la editura politică, ciumpăvit, cenzurat, pentru că el era recuperat ca și Lucrețiu Pătrășcan. Nu, și Lucrețiu Pătrășcan a fost executat, după care, în epoca de liberalizare, a fost scos, șters și retipărit. Iar Nicolae Ceaușescu a putut spune, avem și noi, cum eu sunt marxistul în titră, avem și un predecesor, mai modest, e adevărat, pe Lucrețiu Pătrășcan. Adică, cred că totuși trebuie să fie. În locul lui Tito Maiorescu. Asta a fost încă de la început. Când învățam la școală, Ghera era Tito Maiorescu. Nu, vă rog să nu mă înțelegeți. Sigur. Dar cu o nuanță, în anii 50, când Dobrogeanu Ghera era pus așa pe masa de lucru, din toate referințele erau absente exact cele care îl făceau pe Dobrogeanu Ghera important. Adică rămâneau textele lui cele mai tâmpite, în vreme ce polemistul antitotalitar era uitat. Sigur. Nu, Dobrogeanu Ghera e mai popular în rândul unor foști prieteni de-ai mei care sunt ultra-stângiși, dar tocmai ca să dovedesc că nu sunt așa de tâmpit cum mă cred ei, eu mărturisesc public admirația față de Dobrogeanu Ghera, un autor pe care l-am citit și pe care l-admir. Deși sunt în același timp și un admirator, sau poate pentru că sunt un admirator lui Titu Mărescu și avem ocazia să privim o polemică. Sigur, deci era într-o companie selectă, nu era chiar în compania lui Nicolski. Mai avem în bugetul de timp o secvență doar pentru o întrebare. O rog pe doamna Rodica Culcer. Da, am o întrebare. Din această expunere pe care ne-a simțit-o în această seară, bine, nu o să spun nimic bun despre ea, dar mi-a plăcut foarte mult. E mai bine. Dar
ne-a plăcut foarte mult. Spiritul lui Tito Marescu. Dar m-a marcat foarte mult această luptă a lui Maniu Dinu Brătianu cu extremismul epocii, ca să spunem, cu acele curente politice, mișcări de masă, care propovăduiau o religie a urii. Și pentru că tot l-ați menționat pe Camus și cu Ciuma, știu că romanul se termină cu quasi-certitudinea medicului, care e personajul principal, că șobolanii vor reveni și Ciuma va reizbucni. Credeți că în tot timpul care a trecut de atunci, ajungi fiind într-o epocă în care nu avem niciun politician care poate fi un reper moral, în acest moment avem anticorpi împotriva ciumei, care nu este foarte departe sau cel puțin dă semne că ar vrea să intre din nou în cetate? Mulțumesc. Bun. Nu, eu vreau să par mai în pofida mediocrității actualului establishment politic, există totuși politicieni mediocri care refuză să îmbrățișeze acest discurs. Problema este că mediocritatea lor face ca radicalismul să fie atractiv. Eu, nefiind politician de meserie și nu intenționez să fiu așa ceva, nu v-am vorbit ca un politician de meserie și în pofida ceea ce unii ar crede. Cineva odată a vrut să-mi fac un compliment, scuzați-mă că sar de la una la alta, și mi-a făcut un tip de compliment pe care nu știu cum l-aș citi. Mi-a zis, tu semeni cu Luna Cearski. Eu în particular, fiind destul de interesat de cultura rusă, știu ce este Luna, știu cine a fost Luna Cearski, comisar al artelor sub Lenin, și știu că Luna Cearski a avut și el o față dublă. A fost nu numai un protector al clasicilor, ci și autorul unor politici culturale nu foarte liberale, ca să mă exprim elegant, așa că nu știu ce aș înțelege din acel compliment. L-aș lua mai degrabă ca pe un fel de insultă ascunsă, dar n-am vrut să... Asta apropo de subtilă, da, nu foarte subtilă, dar suficient de subtilă ca să o înțeleagă și cineva din Focșan ca mine. Chiar și noi din Focșan ne prindem în cele din urmă. Așa încât problema radicalismului este o problemă foarte complicată și eu aș dori la final să vă spun ceva cu titlu personal. Eu când am vorbit, am încercat să transmit anumite sentimente care aparțin unor persoane care nu mai sunt. Când eram eu mai mic, eu am crescut în preajma unor oameni care aveau același tip de devoțiune față de persoane pe care nici măcar nu le întâlniseră fizic, dar pe care le zăriseră de departe și care inspiraseră. Și miracolul este că aceste personalități, că vorbim de Iuliu Maniu, de Ion Mihalache, de Dinu Brătianu, de Constantin Titel Petrescu, au inspirat altora posibilitatea lor de a fi oameni. Și dacă vă gândiți la Corneliu Coposu, cred că marea lui putere era aceea de a fi fost depozitarul acestei enorme încrederi. Aceasta este, de fapt, puterea unor personalități, de a fi exact precum personajele camusiene, personaje ale solidarității. Adică, probabil că textul camusian poate fi citit și într-o notă pesimistă, dar și într-o notă de optimism al solidarității, pentru că există șobolani, există abjecți colaboraționiști, dar pentru fiecare petă a existat un de gol. Poate că mai mulți peteniști au fost în Franța decât goliști. Dar, în ordine istorică, cuvântul care a învins a fost cuvântul lui de gol și noi am fost totuși privilegiați să avem în istoria României persoane care au fost de statura morală a unor personaje precum Jean de Gol. Adică Iuliu Maniu, Dinu Brătianu au făcut un act de curaj care este la fel de impresionant ca și acea trecere a Rubiconului făcută de De Gaulle când devine trădător al propriului stat. Este un lucru extraordinar și eu n-aș dori niciodată să fiu privit drept un detractor sau un critic urea credinței. Eu cred că luciditatea e necesară și
tocmai cu luciditate, nu trebuie să facem hagiografii și mai cu seamă nu trebuie să facem, parafrazând pe Eminescu, lucru cel mai oribil, să ne cocoțăm pe statuile strămoșilor pentru a ne polei pe noi înșine. Asta este un lucru odios. Asta fac politicienii de astăzi, e alegerea lor, dar este o alegere care este necredibilă și trebuie să fim foarte atenți pentru că anumite cuvinte încep să fie rostite numai de anumite buze și va fi foarte greu ca anumite cuvinte să fie rostite de persoane decente, familie, credință, patrie, națiune. Bă, în orașul din care provin, când merg spre gare, este sediu. Da, e cunoscut deja, știu. E stigmatul pe care îl duc. Nu e problemă. Nu. A fi moldovean este o povară cu care te confrunți foarte de devreme. Să știi că nu este, nu e ceva... Da, dar voi sunteți mai... Nici noi nu suntem perfect. Există sediul unui partid politic, cred că îl veți ghici, unde scrie cu litere mari familie, națiune, credință, libertate. Și mă gândesc că în familie, credință, națiune și libertate... au crezut și Lumaniu și Dinu Brătianu. Unde-i locul lor astăzi? Unde-i locul lor în această cacofonie? Unde-i locul lui Iuluhosu aici? Unde-i locul celor care s-au jertfit pentru credință? Unde-i locul când toți bat toba și din tobele acestea surzitoare nu se mai află nimic? Unde este locul doamnei Ana Blandiana în această cacofonie? În inimile noastre, Ioan Stanomir. Da, dar... ca să fiu pesimist până la final, din păcate nu inimile votează și nu inimile legiferează. Inimile supraviețuiesc, inimile trăiesc și au o altă durată. Totul este să păstrăm mediocritatea la un nivel acceptabil și cu acești mediocri să peticim și noi ce mai de peticit. Asta putem spera. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim, doamnelor și domnilor. Vreau să vă spun să nu-l felicitați, să-l aplaudăm pe Ioan Stanomir.